Mă bucur să revin, sunt pentru a doua oară la Biserica Pentecostală Betel din Oradea. Și în timp ce stăteam aici pe banca aceasta, mă uitam la ce și cum s-a cântat, la modul cum s-a desfășurat slujba de până acum și aș vrea să fac o declarație. Mă simt ca acasă. Sunt biserici unde trebuie să te forțezi să te conectezi la Dumnezeu și sunt biserici unde asta vine fără să te forțezi. Și dacă n-ai vrea, e ce cântau frații mai devreme, e lângă tine iar. Și aș vrea să vă spun că încă de la prima cântare care a fost intonată spre slava lui Dumnezeu, am simțit în această seară atingerea Domnului. Mi-aduc aminte că odată o doamnă profesor de religie s-a gândit să lanseze o provocare micuților de la clasa 1-a, 2-a. Și i-a întrebat, ce este Dumnezeu pentru voi? Nu știu ce ați fi răspuns dumneavoastră, dar printre multele răspunsuri care au fost date, un răspuns a fost cu totul și cu totul remarcabil. În sensul în care doamna profesor de religie cheamă pe copilul acesta în față și îi spune, cel mai pilduitor răspuns a dat băiatul acesta. Ce scrisese el? El a zis așa, pentru mine Dumnezeu este ca zahărul din ceai pe care mi-l face mama în fiecare dimineață. Dacă se întâmplă să omită să pună zahăr în ceai, măcar că nu văd zahărul, simt gustul ceaiului că este amar. Dar dacă a pus zahăr în ceai, nici atunci nu văd zahărul, că nici pe Dumnezeu nu-l povedea cu ochiul liber, dar dacă e zahărul acolo, ceaiul meu e dulce. Și zice, tot la fel este și viața fără de Dumnezeu. Un ceai amar. Și am venit în seara aceasta la dumneavoastră, de la 550 de kilometri, să vă spun, stimați credincioși, că da, viața fără de Dumnezeu este un ceai amar. Și în această seară am citit povestea unui om a cărui ceai al vieții era tare amar. Numai că întâlnirea cu Dumnezeul cel adevărat i-a schimbat realmente viața. De așa manieră încât a plecat plin de bucurie și a zis, mai există o speranță în Israel. Și speranța nu era dată de oameni, de instituții religioase și de Yahve Shama, Dumnezeul care era prezent în mijlocul comunității evreiești. Slăvit să fie Domnul! Așa că, dragii mei, în această zi am citit povestea unui om pe nume Naaman. Dacă aș fi mers în vremea de atunci și aș fi pus o întrebare tuturor adolescenților sau tinerilor, ce ați vrea voi să deveniți când veți ajunge la maturitate? Aproape că într-un mod invariabil aș fi primit același răspuns. Am vrea să fim ca generalul Naaman. Părea că el deține rețeta succesului în viață. Avea o funcție socială importantă, era mâna dreaptă a împăratului Siriei Ben-Hadad, era un fel de ministru al apărării, avea abilități militare extraordinare, fapt pentru care, în urma unui război care a fost generat între Israel și Siria, Siria a avut parte de succes și biruință. Așa se explică și prezența acelei roabe, fetițe mici, de la palatul lui Naaman. Imaginați-vă că era cel mai cunoscut în stat. Notorietate, popularitate, salariu mare. Lumea se pleca înaintea lui și spunea să trăiască domnul general Naaman. Și toți se uitau la el cu ochi plini de invidie și spunea, bă, ăsta deține rețeta succesului în viață. Numai că ce nu știau ei era că deseori avea momente când generalul Naaman, după ce pleca de la armată, după ce pleca de la locul de muncă, ajungea seara acasă. Își lua sacou cu grade pe umăr și îl așeza în garderobă și se uita. Zicea, a mai înaintat sau nu? Și mi-l imaginez că poate avea un fel de calendar, exact nu telefonul, orice altceva, dar nu telefonul. Și spunea, bă, nici astăzi n-am murit, mulțumesc că am mai trăit încă o zi. De ce? Pentru că măcar că era general și avea o funcție importantă și era în floarea vârstei, într-o zi, cu totul și cu totul neașteptat,
O boală nemiloasă și necruzătoare s-a instalat în trupul lui. Și el care până mai ieri credea că este invincibil, puternic și cu stoicismul și tăria de caracter poate înfrunta toate vicisitudinile vieții, dintr-o dată și-a dat seama că el este dependent de cineva pe care l-a neglijat. Pentru că știți când înțelegem cu adevărat condiția fragilității și efemerității ființei umane? Când ajunge cuțitul la os. Câtă vreme sănătatea e sănătate, tinerețe e tinerețe, paralele sparale, diplome e diplome și toate ne merg bine, credem că deținem controlul în viață. Deseori se întâmplă, numai să tai cuiva calea în trafic, venit de la bodybuilding cu mușchi mulți și multă și puțină minte, cam asta e regula în general, și zice, dar tu îți permiți să-mi dai mie calea în trafic? Și numai să vezi că el crede că deține controlul lumii întregi. Dar am văzut că pe coridorul spitalelor, în secția de ATI, nu mai e același spirit. Oamenii sunt cu capul plecat, cu mult respect, nu se grăbesc să vorbească și au un alt fel de discernământ și înțelepciune în actul de relaționare cu cei din jurul lor. Și imaginați-vă că în floarea vârstei, dintr-o dată, omul care părea de succes, omul care în mijlocul mulțimii se ducea și zâmbea frumos și îl întrebau, ce faci tu, generale, Naaman? Îți bine? Cum ai răspunde și dumneata? Avem stereotipiile noastre. Cu toate acestea, dragii mei, el avea o dramă și o suferință cuplită. Viața lui nu se mai măsura în an și nici în planuri lungi de concedii și de vacanță și în ore. Și pentru el fiecare oră care se scurgea era un har din partea lui Dumnezeu. Și în această zi vreau să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat sub formă interrogativă. Ce să faci când viața te culcă la pământ? Ziua când viața te culcă la pământ este ziua în care nu mai contează câți bani ai. Ziua când viața te culcă la pământ este ziua când un simplu telefon îți poate schimba toată istoria vieții tale. Ziua când viața te culcă la pământ este ziua în care nu mai contează câte diplome deții în portofoliu tău profesional. Ziua când viața te culcă la pământ nu mai contează ce mașină ai parcat în fața bisericii. Pur și simplu, ziua când viața te culcă la pământ este ziua în care contează un singur lucru. Mai este Dumnezeu cu tine sau nu? Poți fi toți prieteni lângă tine, poți avea cei mai erudiți doctori, poți avea cei mai proeminenți medici la căpătâiul tău, poți avea milioane de euro în cont. Ascultă-mă bine, ziua aceea va fi ziua în care va conta un singur lucru. Dacă atunci când îți ridici privirea spre El, cerul spune, iată-mă la rugăciunea ta, sau cerul este închis și de plumb pentru viața ta. Și vreau să observați în textul din această seară, dragii mei, patru reacții la suferința generalului Naaman. Fiecare reacție am intitulat-o cu litera S, l-am așezat sistematic, să le putem ține minte fiecare dintre noi. Și am numit această primă reacție în momentul în care viața l-a culcat pe Naaman la pământ, am numit-o reacția oamenilor secretoși, care atunci când traversează o dramă, o problemă, o necasă, o suferință, ei nu spun nimic. Ce faci? Îți vine, zice, sau știi, avem noi expresia noastră, știe Domnul. Dar de ce Naaman își ascunde problema? Și imaginați-vă că deseori mergea în mijlocul mulțimii, lumea îl saluta, să trăiască domnul general Naaman, îi punea covor roșu, temenele, servilisme și tot se uita la el cu atâta respect și reverență. Și îl întrebau, cum sunteți domnul Naaman? Extraordinar! De la foarte bine în sus. Și avea zâmbetul ăla extrem de superficial ca de stewardeză. Deseori se întâmplă să urcă în avion, uneori unii frați au neinspirată idee să-mi cumpere bilet la 4 dimineața, că somnul lor contează, al nostru nu. Și ajung la 4-5 dimineața în avion și numai, dragii mei, ce mă uit, și vine estimata stewardeză, zice, bună dimineața, cu zâmbetul pe buze, bine ați venit la bordul aeronavei noastre. Dar asta e protocolul. Dar ele săracele obosite, nedormite, poate cu răni și întrebări în suflet. Și uneori mi se pare că suntem niște actori pe marea scenă a vieții. Nu mai avem timp să dăm adevăratele răspunsuri la întrebările vieții noastre. Am ajuns să avem un limbaj extrem de evaziv și generalist. Suntem bine, suntem în regulă. Știți de ce? Pentru că în parte viața ne-a făcut să fim așa. Și în ziua în care am ajuns să pierdem încrederea unii în alții, să știți că de fapt noi am ajuns o generație de oameni care s-a îndepărtat cu totul de Dumnezeu. Nu vi se pare că am devenit oameni atât de ciudați încât parcă ne e greu să ne mai povesti inima celor de lângă noi,
Pentru că atunci când ți-ai povestit inima în loc să ai o durere, vei avea două. Prima e durerea propriu-zisă pe care o traversezi, a doua este spiritul de judecată și de critică de pe la colț. Zice, lasă că știu eu de ce, așa îi trebuie, l-a pedepsit Dumnezeu. Și asta este lumea în care noi trăim. Și uitați-vă că Naaman a învățat vorba asta. Ea nu vine de la români, e de când e lumea și pământul. Mă, când te frici cu ciorbă, sufli și-n? Ați văzut că și la Bihor e vorba asta. Sufli și ne aur când te frici cu ciorbă. Și Naaman a zis, la ce să-mi povestesc durerea? Și sub haina regală cu grade pe umeri își ascundea lepra lui. Dar când ajungea seara acasă, el nu-și mai putea ascunde durerea de nevastă sa, de slujnică aceea evreică care făcea treabă și smotru și curat în fiecare zi în palatul lui. Și se întreba, mai trăiesc sau mor? Imaginați-vă ce perspectivă de viață să ai când în fiecare zi tu te gândești la un sicriu format din 4 bucăți de lemne care te va coborî într-o zi în dormitorul tăcerii fără de ferese la 2 metri sub pământ pe strada egalității unde vor ajunge și generalii de amată și miniștri, și anonimii, și intelectuali, și agramații, și bogații, și săraci. Dar aceasta este realitatea, stimați creștini. Și această realitate am înțeles-o mai abitir ca niciodată, nu când am predicat la sute de mormântări. Și când în urmă cu 2 luni și ceva a trebuit să depun trupul neînsuflețit, acela care a fost cea mai dragă ființă de pe pământ, mama mea. A fost un vas de lucru, un proroc, un om al lui Dumnezeu, o soție de pastor, care a crescut 10 copii, care l-a iubit pe Dumnezeu și le-a insuflat valorile creștine. Și când a trebuit să o pun acolo în pământ și am știut că niciodată nimeni mai putea auzi vocea ei, din momentul acela am înțeles mai bine ca niciodată că viața noastră, complexă, cu activități, cu proiecte, cu un ritm alert, de fapt, este o pregătire pentru ultima zi. Și când mi-am urcat mama în mașina de salvare, înainte când m-a sunat sora mea, am făcut o rugăciune înainte să plec din casă și să plec spre ea. Deja era în șoc septic, în stare inconștientă. De la un blocaj renal, la doar 63 de ani. Și vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când m-a sunat sora mea, vină de urgență, că mama se simte extrem de rău, nu mai răspunde la întrebări, este într-un șoc septic, atunci m-am rugat. Am deschis Biblia și am auzit șoapta Duhului Sfânt. Nu pot să vă explic cum. Asta o auzi sau nu o auzi? Nu e nimic artificial sau superficial în toată treaba asta. Nu e ingeniozitate umană. E o revelație a Duhului Sfânt. M-am rugat și am auzit vocea Duhului Sfânt. A sosit timpul când mama ta să plece acasă. Și în momentul ăla mi-am luat soția de mână, l-am luat pe cel mic, a trebuit să-l las la grădiniță și am spus soției, asistăm astăzi la ultima zi când o mai vedem pe mama noastră. Și de unde știa asta? Așa mi-a spus Duhul Sfânt. Și asta a și fost. Și mi-am dat seama că toată viața noastră este de fapt pregătirea pentru ultima zi. Ce faci atunci când viața te culcă la pământ? Naaman și-a ascuns durerea, s-a camuflat și zâmbea frumos în mijlocul mulțimii. N-ați observat că și noi de multe ori facem exact la fel? Ce faci? Îți bine, frate. Și deseori avem întrebări de complezență, doar să umplem spațiile goale și să dea bine. Se întâmplă uneori când plec din biserică, cobor scările și nu mai aud că stau de vorbă cu cineva și îl întreb, ce faci? Și el zice, bine. Sau altcineva vine la mine, ce faci, frate Timotei? Și eu când mă pregătesc să-i dau răspunsul, nu mai am cui, că a plecat de mult. Ați trăit experiența asta? Deseori se întâmplă, numai să vedeți în seara asta, dar poate că acum vor fi mai atenți frații și surorile. Cobor scările și mă întreabă, frate Timotei, ce mai faci? Și eu cred că lui pasă de mine și întrebarea așteaptă un răspuns. Și numai că nu mai am cui, că s-a dus la mașină de mult. Avem întrebări de complezență. Dar ascultați-mă bine. Dacă omului nu-i te mai poți deschide, fiindcă iubirile de astăzi pot fi trădările de mâine, există un Dumnezeu în fața căruia, oricum și dacă vrei, nu te poți ascunde. Dar El vrea să vii la El și să-ți spui exact care este problema și durerea ta. Într-o lume în care am început să jucăm un joc ciudat de actori, într-o lume în care nu ne mai putem povesti durerea celor de lângă noi, Dumnezeu ne cheamă să fim sinceri față de El și să spunem exact care este problema noastră. Pentru că atâta vreme când noi vom camufla și vom ascunde durerea, păcatul, viciul, legăturile care ne chinie, nu va veni zbăvirea în viața noastră. Dar în momentul în care ne vom expune durerea
și ne vom împărtăși suferința Dumnezeului nostru. Dumnezeu este acela căruia îi pasă de noi. Și niciunul dintre cei care au venit cu inimă sinceră și curată la el și au zis: Doamne, asta e problema mea, asta este rana mea, asta este păcatul meu, n-au plecat fără de un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și vestea bună este că da, în această ultimă zi din zilele de campanie de evangelizare pe care le-ați avut, lui Dumnezeu îi pasă de tine, lui Dumnezeu îi pasă de viața dumneata și în această zi este gata să mai ofere un răspuns vieții dumneata, glorificat să fie Domnul în veci. Eram într-o seară de marți la noi la rugăciune. Și la ultima rugăciune, respectiv rugăciunea de cauze pentru cei care traversează boli, probleme, am auzit o soră în spate care a zis așa: fraților, vă invit să vă rugați și pentru mine că am o cauză înaintea Domnului. Și în ziua în care am auzit fraza asta, am înțeles mai mult ca niciodată că este ziua în care, de fapt, noi ne-am pierdut încrederea unii în alții. Eu până atunci am știut că biserica e o familie în care eu pot să vin să-mi spun durerea mea, în care dumneata poți să vii să spui durerea dumneata. Uite, pruncul meu arată razna, nevasta a luat-o aiurea, bărbatul se droghează, ăla fumează, e prieten cu Marlboro, cu Bergambir. Dar ziua în care, dragii mei, am început să avem un limbaj evaziv și generalist, am o cauză, am o problemă, este ziua în care de fapt facem o declarație indirectă. Ne-am pierdut încrederea unii în alții. Și nu mai putem să punem degetul pe rană, să spunem care este problema și durerea noastră. De aceea, dragii mei, vă chem astăzi ca biserica să rămână biserică. Biserica să rămână familia Domnului Iisus Hristos, în care cel care este apăsat, legat de diavolul, să vină aici și să găsească aici mântuirea și vindecarea. Ce mare har să se știe că în Oradea mai există un loc în care atunci când vine cel legat de diavolul, cel apăsat de patim, de întrebări, de rând, de zdrobiri interioare, să poată găsi pace, mântuire, liberare și salvare pentru sufletul lui. Slăvit să fie Domnul! Aceasta a fost menirea din totdeauna a bisericii. Amintiți-vă când regele Solomon a construit un templu pentru comunitatea poporului evreu. S-a rugat și s-a aprins acolo focul în fața altarului și a zis: Doamne, când vor veni aici cei nenorociți, bolnavi, săraci, străinul care va veni, care n-are o nădejde în lume, care este la limita anxietății, atacurilor de panică sau depresiei, când va veni aici și își va pleca genunchiul și se va ruga, tu să-l asculți din ceruri și să-i dai răspuns. Eu vă întreb în această seară, îți mai poți invita colegul de muncă, de facultate, vecinul și să spui: vină la biserică, că Dumnezeu poate să mai facă o minune și pentru tine? Așa ar trebui să fie biserica. Nu știu câți dintre noi ați auzit de neurochirurgul Leon de Năilă. A fost supranumit un fel de sculptor de creiere, zeci de mii de operații reușite. Omul ăsta încă e în viață la noi în București, e un adevărat savant. Povestea omul ăsta că în perioada comunistă a avut parte de o experiență care, propriu zis, i-a mișcat toată viața lui. Zice că într-o zi a venit un domn cu soția lui de mână și a zis: domnule neurochirurg, am auzit de dumneavoastră că operați pe creier, soția mea are o tumoră pe creier, vă rog frumos ajutați-ne că ceilalți medici au dat din numeri că nu se poate. Și dacă e nevoie, vindem casa, vindem mașină, vindem tot, numai să-mi salvați soția. Și auziți ce zice omul ăsta: nu-i nevoie nici să-ți vinzi casa, nici mașina. Zice: ma tale ce lucrezi? Nu, zice, eu mi-s constructor, zidar. Nu, zice, am la apartamentul meu din București ceva igrasie, vin o să te încuie, să dai cu lavabil și să fie totul în regulă. Și în momentul acela, dragii mei, s-au înțeles să vină la operație. I-au făcut operația, operația a reușit, ea fericită a plecat sănătoasă pe picioarele ei, a urmat așa cum a fost prealabil la înțelegere, să meargă să facă renovările la apartamentul din București. A făcut renovările și printre altele, neurochirurgul Leon de Năilă îi spune: vreau deasupra tocului de la ușă să pui un orificiu și în orificiul acela să pui o cutie, dar să nu spui nimănui că am pus o cutie asta aici. Și el zice: cum să spun, domnule neurochirurg? A dărâmat acolo puțin, a zidit o cutie, a acoperit-o cu tencuială și a plecat. La 2-3 zile, câțiva agenți ai securității bat în ușa apartamentului din București. Bună ziua, bună ziua! Casa domnului neurochirurg Leon de Năilă? Da, eu sunt, zici. Nu, zice, scoateți valuta, aurul și toate bijuteriile și pietrele prețioase pe care le aveți, că dacă veți recunoaște, pedeapsa dumneavoastră se va înjumătăți, dacă nu, veți suporta
redimul integral de pedeapsă. La care el zice, neurochirurg sunt, bani am făcut, dar toți banii mei am investit în miile astea de cărți. Și nu vorbiți așa, vă rog frumos să recunoașteți că aveți valută, că pe vremea aceea era interzis să ai așa ceva și în felul ăsta vei suporta jumate din pedeapsă. Și el zice, domnule, eu n-am așa ceva. Și unde credeți că se duc agenții securității? Se duc direct deasupra tocului de la ușă, sparg acolo, găsesc cutia și cu mult nesat și curiozitate vor să vadă ce e în cutia aia. Se gândea să nu găsească niște valută. Și când deschide cutia aceea, era un bilet pe care scria așa, să n-ai încredere, niciodată nu ameni. Să n-ai încredere, niciodată nu ameni. Și probabil că și Naaman știa treaba asta, fapt pentru care multă vreme și-a ascuns rana. Dar dacă omului nu-i poți spune durerea ta, vestea bună este că Dumnezeu este aici. Și Dumnezeu îți poate întinde mâna, te poate ajuta și El n-a respins niciodată pe nimeni, glorificat să fie numele Lui în veci. A doua atitudine pe care o văd în textul acesta este atitudinea de data asta a împăratului Siriei Ben-Hadad. Și am numit această a doua atitudine reacția oamenilor strategi, care atunci când aud o problemă sau ei înșiși traversează un ecaz, o dramă sau o problemă, îi zic așa, nu te îngrijora, nu te frământa, am eu o soluție. Am eu un sor de izbândă pentru tine. Și știi ce a zis Ben-Hadad, împăratul Siriei? Lasă că eu o să trimit o scrisoare împăratului lui Israel, Ioram, și o să-i spun să-ți rezolve problema ta. S-a rezolvat ceva? Nu s-a rezolvat nimic. Știți de ce? Că în spate era mâna lui Dumnezeu care închidea toate ușile. Și știți de ce închidea Dumnezeu ușile? Pentru că Dumnezeu îi făcea o invitație discretă. Tu trebuie să te întâlnești cu mine, Naaman. Și uitați-vă că atunci când unii oameni trec prin probleme, necazuri, au anumite apăsări în sufletul lor, caută prin relații, pile și strategii omenești să rezolvă problema lor. Și uitați-vă că românul, inclusiv problema păcatului, a încercat să o rezolve prin strategii omenești. Și atâta vreme cât credem că noi putem rezolva problema păcatului prin intermediar și lepra noastră poate fi vindecată prin intermediar, ne înșelăm, prieteni. Lepra noastră poate vindeca numai Iisus Hristos, Domnul. Dar atunci când vii la El, tu în mod sincer, că atunci când Mântuitorul Hristos a murit pe crucea din dealul Golgotei, spune Biblia că perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două. Știți de ce? Ca nu prin intermediar să vii la Dumnezeu și dumneata să poți avea intrare liberă, să-i spui în seara asta lui Dumnezeu, mă doare păcatul meu, Doamne, mă sfâșie, Doamne, greșelile din viață, deciziile greșite pe care le-am luat și în seara asta vreau să vin cu lepra mea la Tine. N-are rost să o ascunzi, Dumnezeu o știe. Oricum ai încercat să o pitești în spatele unui zâmbet, unei vestimentați impresionate, în spatele unor diplome, în fața unor etichete religioase. Ascultă-mă! Nu prin intermediar se rezolvă problema. Și asta este o invenție a românilor. Așa îmi pare mie. Domne, zice, ai unei caze, ai o problemă, lasă că știu eu cum. Prin sfinți, prin Arsenie Boca, prin pastori, prin aia, prin cealaltă. Ori uitați-vă că s-a încercat prin intermediar și nu s-a putut în niciun fel. Pentru că singurul care poate să dea eliberare și mântuire a fost, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. A fost, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. A fost, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Glorificat să fie numele Lui în veci. E și uitați-vă, dragii mei, că a încercat prin intermediar și atâta vreme cât încerci prin pile și prin relații, ușa este închis. N-ați observat că sunt o grămadă de oameni care fac exact la fel? Ceva gen. Domnule, ce trec printr-o problemă, scot agenda. Zice, ce avocat bun cunosc. Ce medic bun cunosc. Domnule, zice, cunosc pe cineva pe la primărie, vreun deputat, vreun senator. Hai să caut ceva, o soluție. Și a încercat. În virtutea poziției sale regale de împărat. Niciun sorț de izbândă. Că atunci când Dumnezeu nu-ți mai poate vorbi prin Biblie că nu mai deschizi, atunci când Dumnezeu nu-ți mai poate vorbi prin pastor că nu mai vii la biserică, Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțele vieții. Uși închise sau deschise. Și Dumnezeu de data asta, Dumnezeul care a deschis atâtea uși generalului Naaman și a sperat că într-o zi va înțelege că dacă a ajuns într-o poziție de succes, că dacă are mintea întreagă sănătoasă, că dacă are sănătate și se poate deplasa de la un loc la altul, prin ușile astea deschise va înțelege harul și pronia lui Dumnezeu. Dar n-a înțeles nimic din treaba asta. Fiindcă pe mulți dintre noi, binele și succesul în viață ne-a făcut răi, aroganți și departe de Dumnezeu. Numai văile adânci ale zdrobirii de cele mai multe
multe ori ne-a dus în punctul în care, lipindu-ne cu fruntea de țărână, să-L căutăm pe Dumnezeul cel adevărat. Și uitați-vă, dragii mei, vorba lui C.S. Lewis, un mare apologet creștin de secol trecut, 20. Omul ăsta spune așa: Dumnezeu șoptește în conștiință, vorbește în plăceri, dar strigă în durere. Durerea este megafonul lui Dumnezeu cu care trezește o lume surdă. Și atunci când prin bine, prin pâinea de pe masă și prin sănătate, tu nu mai ai timp să-ți ridici privirea spre cer, crezând că Oradea e doar pământul pe care calci, nu și cerul de deasupra, ascultă-mă bine, Dumnezeu în dragostea și iubirea Lui mai are o soluție pentru tine. Știți care? Să te tragă de mânecă. Prin boală, prin suferință, prin ușile închise ale vieții. Și mă uit și îl văd disperat pe Naaman. Toate strategiile noastre n-au niciun sort de izbândă, se dovedesc a fi inoperante. Vă aduceți aminte când unul din patriarhii vechi testamentari, Iacov, vrea să se întoarcă în țara lui natală și își aduce aminte că în urmă cu 20 de ani a lăsat un conflict nerezolvat. Știți cum se numea conflictul nerezolvat? Esau. 7 ani a muncit pentru Rahela, 7 ani pentru Lea, 6 ani pentru propria ei simbrie. Și după 20 de ani zice: eu trebuie să mă întorc în țara mea natală. Și își aduce aminte că de fapt acolo a lăsat un conflict nerezolvat cu Esau. Și în momentul ăla știți ce zice el? Viața și diplomația mea m-a învățat ce să fac. Ce? Am să trimit niște intermediari. Niște soli. Și o să zic așa: am oi, am boi, am bogății, am de toate, Esau. Și din toate astea aș vrea să-ți fac ce-ți un bine. Se întorc ăștia, dau raportul, zice: ce a zis Esau? N-a zis nimic, a înhămat pe cai, e o tărâță, vină spre tine. Nu, zice, mai era o strofă la poezie, n-ați reținut-o. Am oi, am bogății, Dumnezeu m-a binecuvântat în țara asta ca străin. Acum, din toate astea, eu vreau să-i fac și lui parte să-l ajut. Era un fel de: cât costă pacea ta, Esau? Și din potrivă, nicio reacție pozitivă, hotărât, vine să-l întâmpine pe Iacov. Și în momentul acela își dă seama că prin intermediar, că prin pile și prin relații, nu poate face nimic. Dumnezeu închisese toate ușile. Citiți dumneavoastră Geneza 31, 32, 33. Sunt capitole extraordinar de frumoase și sugestive. Adevărate și profunde lecții de viață. Și în momentul ăla îl văd pe Iacov, se duce într-un ungher și plânge strigând către Dumnezeu: Doamne, eu sunt... cine știe? Doamne, eu sunt prea mic în fața încercării care stă în față. Și momentul în care necazul pe care l-avea l-a culcat pe genunchi, în momentul acela vreau să vă spun că Dumnezeu din cerul a zis: eu am un viitor și o nădejde pentru tine. Chiar în momentul în care el a început să se zmerească, să spună: nu prin pile, nu prin bani, nu prin intermediar, nu prin iscusința mea, ci prin puterea ta, Doamne, se mai poate face ceva, Dumnezeu, în timpul în care genunchii lui s-au plecat înaintea lui Dumnezeu, a început să lucreze și să umble la inima lui Esau. Și a zis: Esau are ură, ranchiună, spirit vindicativ îndreptat împotriva ta, eu îi voi modela inima. Și când vă veți întâlni, nu mai e nevoie nici de parale, nici de servilisme, nici de oportunism, nici de bunuri patrimoniale, pentru că se va realiza acolo o reconciliere și o împăcare extraordinară. Și exact așa s-a și întâmplat. Când s-a întâlnit Iacob cu Esau, fără intervenții, fără bani, fără mită, s-au luat în brațe și s-au strâns. Pentru că cel ce schimbase inima lui Esau a fost Dumnezeu. Dumnezeu mai poate face miracole și în seara asta. Și mergem în campanii de evangelizare să predicăm. Știți de ce? Pentru că am văzut puterea unui Dumnezeu care mai schimbă și astăzi vieți, care mai are și astăzi răspunsuri și soluții pentru viețile noastre. Glorificat să fie numele Domnului în veci. Așa se face că numai cu câteva luni de zile, cred că vreo 3 luni de zile, eram undeva într-o zonă din Belgia, nu spun orașul, măcar atât. Și la finalul slujbei care s-a făcut, în urma chemării care s-a făcut acolo, printre alte persoane care au ieșit în față, ieșise și o doamnă. Se vedea după ținuta ei că este o femeie care are bani, o femeie cu afaceri. Și printre altele am întrebat-o: dumneata, de ce ai venit aici? Și ea îmi spune așa: frate Timotei, toată predica a fost pentru mine, zici. Eu vorbisem despre o femeie în introducerea predicii mele,
care a trecut prin diferite drame și diavolii pusese în gând să sinucidă și a tăiat venele de la mână. Ea nu voia să vină la biserică, dar o femeie care fusese delegată de Parlamentul din București să meargă acolo pentru niște atribuțiuni de serviciu, știa de problema ei și a zis: vreau să vin la o seară de evanghelizare, că va fi o seară frumoasă, te rog să vii și tu. Și a zis: nu vreau să vin, pentru că tu nu știi prin ce drame trec și ce stări am eu. Și a zis: te rog, insistent, vino, că o să fie o seară de evanghelizare. Bă, și la insistențele ei a venit. Era acolo pe ultimul rând unde stau oamenii aceia în picioare. E, și vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul acela, la final de predică, a venit. Și când am întrebat-o de ce, și-a ridicat mâneca de la roche și a spus: frate Timotei, acum câteva zile mi-am tăiat venele. Cu 4 copii, bărbatul meu, cu afaceri, cu sute de mii de euro în conturi. A plecat de la mine și s-a dus după alta. Și zice: uite-te, în momentul în care mi-a trântit ușa în nas și a plecat, am băgat cuțitul pe care l-am găsit. Pur și simplu mi-am pierdut mințile. Și mi-am tăiat venele de la mână, uitând că ultimul meu copil are 3 ani și are nevoie de o mamă. Dar în seara asta Dumnezeu m-a găsit. Și vreau să îmi predau viața în mâna lui Dumnezeu. Și o întreb eu: stimată Doamnă, ce-i de gând să faci de acum încolo? Și am zis: am de gând să rămân cu Dumnezeu și să lupt pentru acești 4 prunci ai mei. Și chiar dacă el nu va mai veni acasă, eu am să lupt pentru pruncii ăștia, să-i dau educație creștină, slăvit să fie Domnul. Sunt oameni care au înțeles că Dumnezeu vine la vremea potrivită, atunci când tu nu mai ai nicio speranță, atunci când simți că ești la capătul puterilor. Vreau să spun, omule, oricare ai fi în seara asta aici, că soluția nu-i psihologul și nici treangul. Soluția e să vii la Dumnezeu. Dumnezeu care te-a căutat, Dumnezeu care a organizat seara asta, să nu credeți că e nimic întâmplător aici. Întâmplare e pseudonimul lui Dumnezeu, că nu vrea să se semneze. E de fapt o mână nevăzută, dar reală. Marele orchestrator al Universului, Dumnezeu care a pregătit seara asta. De luni de zile îl frământă pe fratele Apulzan și conduce la bisericii de aici și a spus: hai să gândim niște seri de evanghelizare. Nu putea fratele Apulzan și ceilalți din conducere ca în seara asta să facă orice altfel de slujbă, dar nu evanghelizare. Și în fiecare zi din săptămâna asta să cheme cântăreți și predicatori. Ce-i mișcă pe oamenii ăștia? Biserica e plină aici. Ce-i mișcă în fiecare zi? De ce ei n-au liniște și pace și trebuie să organizeze evenimente în sensul bun al cuvântului ca să audă oamenii Evanghelia? Știți ce? Atunci când Hristos a atins de ei, s-au simțit responsabil moral să zică: am găsit un Dumnezeu bun care are soluție și pentru viața ta. Și atunci când găsești fericirea, tu nu o mai poți ascunde. Și ar trebui să înțelegi seara asta ca pe un mesaj prin care Dumnezeu îți spune: te-am căutat de ani de zile și te urmăresc cu privirea. Știu toate nopțile de dramă din sufletul tău. Știu nopțile când te-ai prins cu mâinile de păr și ai spus: Doamne, nu mai suport viața asta murdară în care sunt. E, toate momentele acelea Dumnezeu le-a văzut și a zis: voi pregăti o seară de evanghelizare. E ultima din câte au fost. Nu știu dacă până acum ai venit să te predai lui Dumnezeu, dar în seara asta cineva îți face semn cu mâna. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care spune: am trimis robii mei, cântăresc, predicator, am pus pe inima acestor frați să organizeze evenimentul, ca să știi că este soluție și pentru viața ta. Indiferent cât de jos te-a adus diavolul, indiferent cât de jos te-a adus păcatul, ascultă-mă, mâna lui se întinde și pentru tine. O, glorificat să fie numele Domnului în veci, proclamat să fie numele care este mai presus de orice nume, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, observ în textul acesta a treia categorie de oameni. Și am numit această a treia categorie de oameni, oamenii suspicioși la problema ta. Această a treia categorie este reprezentată de data asta nu de împăratul Siriei Ben-Hadad, și de împăratul lui Israel Ioram. Care atunci când a citit scrisoare și te-am trimis să-l vindeci, știi ce zice? No, ăsta e un tertip diplomatic politicienesc. Ăsta caută motiv de ceartă cu? Era așa? Nu era așa. Omul ăsta avea o problemă. Ministrul apărării, generalul Naaman, traversa durere, avea lepră, o boală incurabilă care mai întâi s-a așezat sub formă unei pete albe, apoi intra carnea și oasele în putrefacție și literalmente murei de viu. Nu avea altă șansă de izbândă. Și probabil că și faptul că și-a schins lepra Naaman
era să nu iasă din mulțime, că legea vremii cam asta spunea, te izolezi de mulțime, dacă îți iubeai familia, nu pentru că nu o iubeai trebuia să pleci, pentru că o iubeai și nu voiai să-i dai lepră, trebuia să te retragi, să locuiești în zone limitrofe, departe, marginalizat de societate. Și uitați-vă, dragii mei, că omul acesta, Ioram, este un om suspicios și spune, nu, lasă că știu eu tertipuri din astea. Caută prelegi de ceartă cu mine. Și am numit aceasta a treia categorie de oameni, oamenii suspicioși la problema ta. Când aude că ai trecut printr-o problemă sau prin necaz, știu eu de ce zice. A păcătuit asta cu ceva. A păcătuit sora cu ceva, de are tumoare malignă. Nu, nu se poate altfel. Și avem răspunsuri pentru toți, dar niciodată pentru noi. Și în această seară mă rog că dacă n-ai un răspuns de bine pentru cel de lângă tine, mai bine mușcă-ți limba și pentru numele lui Dumnezeu, taci din gură. Dar suntem o lume de specialiști în care avem răspunsuri pentru toți, numai pentru noi nu. Zice, pruncii altora, păi știm noi de ce, dar pruncii noștri? Și întotdeauna găsim circumstanțe atenuante pentru noi și circumstanțe agravante pentru alții. Însă în seara asta, dacă nu poți întinde mâna, dacă nu poți șterge o lacrimă de pe obraz, dacă nu poți da o bătaie pe umăr să spui, frate, sunt alături de tine să te sprijin, te rog pentru numele lui Dumnezeu, mai bine taci din gură, pentru că faci un mare de serviciu lui Dumnezeu. Pentru că mulți care au traversat zdrobiri, boli, probleme și necazuri, au spus, frate Timotei, nu cea mai mare durere de multe ori a fost necazul, ci bârfa și spiritul sicofant al oamenilor care erau gata, gata să dea cu cum se numește asta, cu zoom, marea mea problemă și să arate acolo ce necaz am eu, uitând că și ei pot oricând să cadă. Dar dacă astăzi ești bine, nu uita că necazul mâine se poate muta și la tine. Nu pot uita niciodată când un pastor îmi povestea lucrul ăsta mergând la o conferință la București cu ani în urmă, zice, frate Timotei, hai să-ți povestesc ceva. Zice, când pruncii mei erau mici, 3, 4, 7 ani, am judecat odată un păstor în vârstă, a cărui copil s-a dus în lume. Avea omul ăla vreo 12 copii. Și unul din copiii lui s-a dus în lume, mergea la discotecă, asta, cealaltă. Și l-am judecat. Și am zis eu, fiind păstor tânăr, zice, am zis, ce păstor e ăsta că pruncul lui s-a dus în lume? Și au trecut ani. Și după vreo 20 de ani, copiii mei s-au făcut mari. Și dânsul având vreo 90 copii. Și una din fetele mele s-a mutat în Anglia, zice. Și când s-a mutat în Anglia pe acolo, s-a îndepărtat de Dumnezeu și a început să ducă o viață destrăbălată. Și în momentul în care eram zdrobit de durere, pastor, oamenii se uitau, priveau, printr-o revelație, Duhul Sfânt mi-a spus așa, ți-aduce aminte când în urmă cu 20 de ani ai judecat unsul meu, care plângea zi și noapte pentru că unul din copiii lui a luat-o razna. Acum ceasul necazului te-a ajuns și pe tine. Nu vorbi cu ușurință la adresa rănii fiicei poporului Dumnezeu, că Dumnezeu e sus în cer și vede. Și în dreptatea Lui, El este Dumnezeul care va acționa în consecință. Dacă poți spune ceva în această seară, spune, am să mă rog pentru tine. Văd că la cântare ai plâns. Văd că rugăciunea ți-e stinsă, văd că pasul ți-e mai îngreunat. Am să mă rog și am să postez pentru tine. Dar noi nu vrem decât să știm, bă, care e cauza problemei. Dragii mei, vorba lui Petre Țuțea, filozoful creștin, a murit la noi în București în 91. Omul ăsta zicea așa, singura armată care își omoară răniții, din păcate, e biserica. Și o l-aș corecta puțin, nu biserica, adunarea, că e mare diferență. De ce? Pentru că nicio armată din lumea asta, dacă auzea Napoleon cu un coleg de-a lui din echipa militară a căzut pe câmpul de bătălie, știți ce făcea? Chema asistența medicală. Să vină, domnule, să-i acordăm îngrijiri medicale. Dar dacă asta se întâmplă prin adunările noastre uneori, să cadă câte unul, îi mai dăm și un șun. Zice, știam eu că asta îi trebuie, asta merită. Și mă întreb, ce spirit să ne călăuzească? Ce inimă trebuie să avem? Auziți ce zice omul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel? Zice, să cei din neamul meu să piară și eu să nu ard. Bă, omul ăsta avea un altfel de spirit, plângea cu cel ce plânge, se bucura cu cel ce se bucură. Mai empatizăm noi cu rana celor de lângă noi? Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. De aceea, dragii mei, vă chem în această seară să nu mai fiți suspicioși cu problemele celor de lângă noi. Și dacă tu ești bine astăzi și ești aici în adunare și spruncii sunt în credință și dumneata la cântare ai putut ridica mâini spre cer și ai simțit prezența lui Dumnezeu, nu-i meritul tău, e harul lui Dumnezeu. Că numai harul lui ne-a ținut în picioare până astăzi. Și iată-ne că suntem astăzi produsul și rezultatul harului Dumnezeu de la Calvar. Glorificat să fie numele Domnului. În fine, observ în textul ăsta și a patra categorie de oameni și ușor, ușor ne apropiem de încheiere și gândim să cântăm o cântare ulterior.
A patra categorie de oameni pe care o văd în textul ăsta, am numit-o oamenii soluție la problema ta. Și reprezentată de doi oameni. Mai întâi, de fetița din casa lui Naaman, evreică, care făcea muncă de jmotru în fiecare zi. Care într-o zi, când vede că Naaman își lasă haina în garderobă, se uită, zice, Naaman! Și ăsta, e repede să spună haina pe el și ascunde lepra. Te-am văzut! Nu, zice, ce ai văzut? Am văzut că ce? Că ești bolnav de lepră. Nu, îmi imaginez că o fi zis, nu-i lepră, e altceva. Naaman, eu vin din țara lui Israel. Și la mine curvie e curvie, minciune e minciună, păcatul e păcat, nu poți da la întors cu mine. Și zice, dar eu nu spun asta să te condamn. Îți spun asta și în acea interjecție, oh, știi ce? E o interjecție încărcată de multă durere și empatie sufletească. Zice, spun asta pentru că în țara de care tu ți-ai bătut joc, țara pe care ai călcat-o în picioare, într-un război, și m-ai luat cu japca la 12-13 ani, când mă gândeam la planuri de căsătorie, că așa erau evreii, se căsătoreau de vreme, evreicele mai ales. Și zice, atunci când mi-ai spulberat cele mai frumoase visuri ale mele, m-ai luat cu japca și m-ai pus să fac muncă de șmotru. E, în țara aia, pe care tu ai călcat-o în picioare, e un om, care atunci când se roagă cerul, se deschide la rugăciunea lui. Și mi-aș dori să știu că în Biserica Betel mai sunt oameni al lui Dumnezeu, care atunci când se roagă cancerul dispare, viciile iau calea pustiei, legăturile demonice sunt rupte. Și dacă mai e un singur om în adunarea asta care se roagă și postește și Dumnezeu îl ascultă, e mare binecuvântare pentru Oradia. Glorificat să fie numele Domnului. Dar trăim astăzi o vreme în care în bisericile noastre sunt prea multe mâini ridicate la închinare și prea puțin genunchi plecați la rugăciune. Și aș vrea să se întâmple un miracol, să vedem mai mulți genunchi plecați, mai des să se audă glasul bisericii, care să cheme mila și harul lui Dumnezeu pentru această generație care se confruntă cu tot felul de întrebări și cu tot felul de provocări în lumea asta nebună în care ne aflăm. Și numai de la Dumnezeu ne va veni izbăvirea, glorificat să fie numele Lui în veci. Și văd în fetița asta de 12-13 ani o adâncă lecție de maturitate domnicească. Stimați creștini, vreau să fac apel la memoria dumneavoastră. Amintiți-vă că în vremea de aceea oamenii trăiau după legea talionului. Ce însemna lex talionis? Însemna ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și eu dacă eram în locul ei, dacă trăiam după legea asta, știți ce spuneam? Slăvit să fie Domnul, că mi-a făcut dreptate. A văzut Dumnezeu că m-a luat cu șapca de la sânul mamei mele și m-a pus aici în țara Siriei să fac o muncă de șmotru. Acum l-a pedepsit Dumnezeu pe Naaman. N-o lepră, mor peste 2 săptămâni, abia aștept. Nu a zis așa. Noi, pastori, diacon, presbiter, cu școli, cu doctorate, cu multe versete din Biblie pe de rost, de multe ori așa gândim, nu lasă că așa îi trebuie. Dar ascultați-mă. Fetița aceasta a zis, eu nu vreau să fiu partea problemei, eu vreau să fiu partea soluției. Ați văzut că în 2011 a fost cutremură la în Japonia. Și am văzut o imagine pe care a surprins-o un jurnalist realmente epocală. Era un copil de vreo 6-7 anișori, căra pe fratele lui de vreo 12 ani. Așa îl căra în spate, era mort, a fost lovit de un glonte. Și jurnalistul, văzându-l pe copilul ăsta mic, care se chinuia cu frate, zice, ce faci tu cu omul ăsta? Nu-i prea greu pentru tine? Zice, mă duc să-l înmormântez și să-i fac un serviciu de înmormântare onorabil, că a murit pe câmpul de luptă nevinovat. Și zice jurnalistul, nu-i prea greu să cari un om dublu ca tine de vârstă? Zice, auziți, nu-i prea greu că este fratele meu. Nu-i prea greu? Că este fratele meu. Și a pierdut biserica ultimelor ani, a pierdut exact asta. Dumnezeu ne-a dat spații între degete, nu să ne certăm, să ne luăm la bătaie. Ne-a dat spații între degete ca să mă prind cu fratele Apulzan și cu toți slujitorii, să zic, frate, ți-e greu, dar sunt alături de tine și împreună vom merge către împărăția lui Dumnezeu. Azi este rândul meu să plâng, mâine s-ar putea să fie rândul tău, dar împreună vom merge înainte și într-o zi ne vom trezi în cer. O, glorificat să fie Domnul! Asta este misiunea noastră, să ne ajutăm și să ne întărim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și uitați-vă, dragii mei,
A doua persoană care constituie omul soluție la problema lui Naaman este Elisei. Și acum, permiteți-mi să intru în partea de final a predicii mele. Uitați-vă la Naaman. Eu aș fi zis că nu i-am serios pe fata asta. Că noi nu luăm în serios nici pe Dumnezeu câteodată. Dar pe un copil de 12 ani. Dar atât de mare preț a pus pe cuvintele acestei fete, mă gândesc că din cel puțin două rațiuni. Unu. Pentru că nu mai avea alta ancoră de care se prindă. Și a zis, încerc și varianta asta. E ultima, din câte mai mi-a rămas. Și doi, pentru că fata asta când făcea curat în casă, nu ascundea gunoiul sub covor. Asta era responsabilă. Și mă, asta dă factură pentru ce vorbești. Și auziți, un ministru al apărării achiesează la propunerea unei fetițe de 12 ani. Ce serioasă trebuie să fi fost această copilă. Și în momentul acela, în hamă pe cai, talanția de argint a încercat acela să convertească suma, ar însemna vreo 500.000 de euro în limbaj contemporan, cu o delegație impresionantă de parlamentar, pleacă, domnule, nu știu exact cât a durat călătoria, ore, zile, nu știu exact cât. Dar ascultați-mă, îmi imaginez că Naaman, când se îndrepta către casa lui Elisei și venea din Siria în Israel, imaginați-vă câte frământări, câte întrebări, mă vor primi, nu mă vor primi? Și știți ce e interesant? Când Dumnezeu vrea să schimbe ceva în tine, mereu îți va da întâlnire cu trecutul. Nu de poporul Israel ți-ai bătut un joc. Nu de Elisei vorbeai că e ăla care îi descoperă Dumnezeu și vrăjmașul vostru. Ei, ascultă-mă, dacă vrei izbăvirea de ăla de care ai râs, de ăla de care ți-ai bătut joc, numai prin ăla vine izbăvirea. Poți să se roage toți popii și pastorii din lume pentru tine. Deseori se întâmplă să vină oameni și spună, frate Timotei, vreau să-mi faci ungerea cu un de lemn pentru că am o problemă, și îi spun, ascultă-mă, dacă problema ta, și zic care, vină un pic să stăm de vorbă la mărturisire, ce, frate, știe Domnul, vrea ungere. Deseori am auzit prin taina spovedanice a mărturisirii, că oamenii ziceau, îmi urez nora, îmi urez soacra, îmi urez păla pe celălalt. Și spuneam, pot să-ți fac ungerea cu un de lemn de 1000 de ori. Până nu te vei duce la acel conflict nerezolvat și vei spune, noră, iartă-mă, soacră-mă, îți port pică și ură, n-are să vină izbăvirea. Și când făcea treaba asta, domne, pleca cancerul din trupul lor. Și Dumnezeu vindeca într-un mod miraculos. Dar noi vrem, din păcate, să tratăm doar efectul problemei, nu și cauza problemei. Dar în spatele oricărui efect există o cauză care a generat problema. Și am vrea doar porția de bine de la Dumnezeu să plecăm. Și Dumnezeu zice în această seară, nu, eu vreau să rezolv problema de la rădăcină. Nu doar efectul, ci cauza, etiologia problemei. Slăvit să fie Domnul pentru înțelepciunea Lui. Și iată că acum îi servește Dumnezeu la întâlnire cu trecutul. Câți dintre voi, înainte să vă pocăiți, ați râs de pocăiți? Câți dintre voi ați arătat cu degetul și ați spus, băi, ia numai biserică, numai Dumnezeu, numai rugăciune, numai Biblie, numai asta, numai cealalt. Ei, dar ascultați-mă. De aia de care ați râs într-o zi, Dumnezeu v-a îngenunchiat și ai venit aici în biserică și ai spus, Doamne, de Tine am nevoie. O, ce mare este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ajunge acolo. Marea dezamăgire a lui a fost că în momentul în care a ajuns în fața casei lui Elisei, s-a așteptat Naaman să vadă acolo un covor roșu, era obișnuit. Și, nu știu, stătea liniștit în casa lui, probabil pe fătoliu Elisei, și zice lui Gehazi, la slujitorul lui, du-te și spune-i să se scalze de 7 ori în râul Iordan. Nu? Și acum imaginați-vă cum i-a picat treaba asta lui Naaman. A zis Elisei să te duci să te scalzi în râul Iordan. Păi și nu vine la mine? Nu stă de vorbă cu mine, nu o ungere cu un de lemn, nu nimic, nimic din toate astea. De ce? Nu i-am spus că sunt general, că sunt Naaman, că sunt ministrul apărării. I-am spus și și-a zis, domnul general Naaman să ducă la râul Iordan. Pentru că în zona de concluzie vreau să înțelegeți trei mari concluzii în seara asta. Pentru că Naaman trebuia să învețe trei lecții. Unu, lecția sincerității, să vină cu lepra lui să spună, nu mai mi-ascund lepra, vin cu lepra mea înaintea lui Dumnezeu și a omului Dumnezeu și spun, am lepră și n-are rost să mă mai ascund. Și izbăvirea vine numai atunci când în modul cel mai sincer îți arăți lepra în fața lui Dumnezeu. Și în seara asta te chem să vii la Dumnezeu cu problema ta. Și indiferent care este problema ta, vestea bună e că Dumnezeu te poate elibera. Doamne, uite, fumez, beau, mă droghez, bag banii la aparate, îți rău, un om dependent de alcool, de vicii, satana își bate joc de mine, vină cu problema dumneata. Și Dumnezeu este gata să ți-o rezolve. A doua lecție pe care trebuia să învețe în zona de concluzie Naaman, nu doar lecția sincerității, lecția smereniei. Toată viața ai fost obișnuit să ți se pună covor roșu și ai crezut că la Dumnezeu este exact la fel.
Că vii la Dumnezeu nu vin general de armată. La Dumnezeu nu vin profesor și avocat și nici inginer și nici parlamentar. La Dumnezeu vin simpli oameni care au nevoie de iertare. Deseori la noi mai contează treaba asta. Auzi și eu, eram vara asta undeva la evangelizare pe un teren de fotbal și vine pastor, organizator, și vezi că doamna este judecător, vorbește pe limba ta, că ce tu ești jurist, tu ești școală, știi tu cum să așezi. Zice ăla la altul procuror, zice oameni așa. Și îi zic, ascultați-mă bine, la Dumnezeu nu contează treaba asta. La noi mai contează. Și unii ori noi am băgat pe oameni în iad. Și știți de ce? Că s-a pocăit marea vedetă și după 2 săptămâni îi chemăm la amvon. Vino să mărturisești cum tu ieri mergeai prin club și n-ai uitat de cluburi și acum vii și ne spui nouă treaba asta. Lasă-i, Doamne, câțiva ani să se pocăiască, să-și plângă păcatele, să înțeleagă gestul pe care l-au făcut și după aceea Dumnezeu îi va ridica și vor fi adevărate capodopere în mâna lui Dumnezeu. Dar i-am pus repede după 2-3 săptămâni și am făcut din ei vedete și s-au dus direct în hău. Pentru că i-au crezut că la Dumnezeu vin avocați, vedete. La Dumnezeu nu vin avocați, prim-miniștri, deputați, senatori și vedete. La Dumnezeu vin simpli oameni care au nevoie de Dumnezeu. De ce, Elisei, nu ieși să stai de vorbă cu Naaman? Nu pentru că mi-e silă, nu pentru că sunt ignorant, nu pentru că sunt arogant, nu pentru că nu-mi pasă, ci pentru că Naaman trebuie să înțeleagă că la Dumnezeu nu merge nici cu pile, nici cu statut social, și cu o inimă zdrobită. Care în seara asta spune, mă doare păcatul meu, mă doare lepra mea, mă doare prăbușirea mea și vin ca un simplu om, Doamne, cu carte, fără carte, cu bani mult sau puțin, primește-mă și pe mine. Ești gata să spui în seara asta treaba asta, să cați prăbușit, să-i spui, nu mai îmi suport păcatul meu, vreau să aduc eliberarea. Și când se întâmplă miracolul ăsta, ești pe drumul cel bun. Slăvit să fie Domnul în veci. Deseori se întâmplă, mai sunt oameni care sunt mari businessmen și prin biserici noastre mai vin. Frate, zice, eu vreau să pui aparatul condiționat, așa vreau să faci, așa, că dacă nu, eu asta. Și zic, bă, oameni buni, voi sunteți șef la voi la locul de muncă. Aici lăsați-l pe Duhul Sfânt să conducă biserica asta. Greu găsești cât un om de afaceri să fie, domne, smerit, să zic că recunosc chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat. Nu, domne, e foarte ficat să conduc, ascultați-mă. Aici este Duhul Sfânt prezent. Și nu merge cu strategii și organigrame omenești. Aici este cu principiile lui Dumnezeu. Și aici este cu Duhul Sfânt care călăuzește poporul lui Dumnezeu. Așa că, Naaman, oricât de general ai fi, a zis Elisei că trebuie să te smerești. Și trei. A treia lecție pe care a trebuit să o învețe generalul Naaman, nu doar lecția sincerității, nu doar lecția smereniei, lecția supunerii sau ascultării. Du-te și scalzi de 7 ori în Iordan. Zice, amu, nu vine el, nu face ungere cu un de lemn, nu se roagă pentru mine, nu dă mâna cu mine, nu-mi pune covor roșu cum așteptam. Păi zice, e o miștocăreală ieftină. Ăștia-ți bagi joc de mine. Acum zice, îmi întoarce Dumnezeu pentru momentele când eu am pricinit pagube. Nu era așa. Dar ce bine în viață să te înconjori de prieteni înțelepți. Asta a fost cea mai mare calitate a lui Naaman. Nu știu cât de înțelept a fost el, dar știu că a avut prieteni înțelepți lângă el. Și a zis așa, părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, așa e că l-ai fi făcut. Dacă ți-ar fi zis să te duci până la Iași, de unde e nevastă mea, târâși să pup moaștele Sfintei Paraschive, te-ai fi dus, zice, m-ar fi dus. Dacă ți-ar fi trimis să te duci până pe Muntele Atos, să te întâlnești cu becalii pe acolo, te-ai fi dus, m-aș fi dus. Dacă ți-ar fi zis papa de la Roma să plătești niște indulgențe, să ierte păcatele, ai fi plătit câteva mii de euro, ce-aș fi plătit? Dar ce lucru greu ți-a cerut? Ascultă, du-te și scalde de 7 ori și vei fi curat. Ce lucru greu îți cere Dumnezeu? În seara asta, la final de predică, să vii să ridici mâna, să spui, eu sunt păcătos, eu sunt păcătoasă, eu am nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra, slăvit să fie numele Lui. Nu numi în viață prieten pe acela care te cheamă la un pahar de bergambir. Nu numi prieten pe acela care spune, hai acum să ne distrăm. Ăla și-a pus pe frunte o etichetă, de cea mai mincinoasă etichetă, e dușmanul cel mai detemut al vieții tale. Prieten ar trebui să-l numești pe acela care zice, vino duminică seara la evanghelizare la Betel. Dumnezeu are un cuvânt și pentru tine. Bă, și cum zice românul, mai în dorul lelii, mai forțat, să duce și ajunge la râul Iordan. Imaginați-vă că aici, în fața amvonului, ar fi râul Iordan. Și când vede râul Iordan acolo, să-și pună mâinile în cap. Nu zice, știți, eu am fost în Israel și am văzut acolo râul Iordan, destul de mizerabil, cu impurități. Dom'le, cum să intri în râul ăsta Iordan, zice? Pe râurile mele, Abana și Parpar din Siria, erau mult mai curate și mai bune.
E, na, mane, trebuie să înțelegi că la Dumnezeu nu-i cu misticism. Nu-i treabă cu icoane, cu ritualuri, cu râuri, cu ape, cu astea. E treabă cu inima care îngenunchează și ascultă de Dumnezeul cel adevărat, nu de tradiții. Și Domnul ți-a zis, scaldă-te de 7 ori și vei fi curat. Când îl văd, mai să-ți bage piciorul, parcă totul îl mânca. Și mă murdărește pe mine râul ăsta. Ei, Naaman, nu râul te murdărește. Tu murdărești râul. A, uitat că ești bolnav de lepră. Mă, și intră o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori să scaldă. Câte lupte trebuie să fi fost în mintea lui? Ăștia și-au bătut joc de mine. Am zis că dacă vin la seara să de evanghelizare, va fi o seară, va coborâ un înger din cer, voi simți ceva. Bă, dar n-a fost chiar așa. Au venit frații de la raze de lumină, mă gândeam că primesc niște raze de lumină, n-a fost chiar așa. A venit fratele, a predicat, credeam că se despică cerul. N-a fost chiar așa. Nu, ar fi timpul să plec. Bă, și e momentul ăla de la final de predică, când cineva îți dă mesaj cu WhatsApp și își grăbi să plece afară. Naaman! A zis de 7 ori, mai de 2. Se bagă și așa o oară. Pe ce se bagă așa o oară, mi-l imaginez că suiți spre el. Bă, dar lepră n-a dispărut, n-a plecat. Dacă e o mascaradă ieftină care mi se întâmplă, dacă nu e nimic adevărat din tot ce mi s-a spus, n-am de gând să plec. Era cea mai puternică luptă la nivel psihoemoțional din câte au fost vreodată în viața lui. Exact ca momentul de la finalul predicii, când predicatorul te invită, mai ales în ultima seară de evanghelizare, să iei o decizie. Pleci cu diavolul sau cu Dumnezeu din seara asta? E decizia care grevează pe umerii tăi. E între tine și Dumnezeu. Nu mai poți cu intermediar, cu mama, cu tata. E între dumneata și Dumnezeu. Punct. Și momentul acela, 2 lupte erau în el. Pe de o parte era vocea lui Dumnezeu care îi spunea, de vei asculta Naaman și te vei mai scufunda o singură dată. Vei pleca acasă vindecat? Și perspectiva sumbră a vieții tale se va schimba într-o perspectivă a bucuriei și a sărbătorii. De cealaltă parte era vocea satanei. Îi spunea, bă, nu te pocăi, nu te băga tu în apă, lasă, uite că n-a venit Elisei, s-a întâmplat asta și asta, dacă nu poți duce tu mântuirea până la capăt, dacă lepra nu o să dispară, dacă asta, lasă mai întâi, lasă tu de rele, lasă tu de lepră și o fi ce o fi. Cum zic oamenii, nu mă pocăiesc, frate, mă las eu de țigări și apoi. Nu, nu, vină cu țigările la Dumnezeu. Vino cu prostiile din capul tău la Dumnezeu și nu tu te lași de ele. Dumnezeu te eliberează de ele. Ce credeți că va face Naaman? Pleacă? Sau se mai scufundă? Naaman, ai o dată. Lepra te făcea simptomatic. Propriu zis, când îți mânca carnea de pe tine și intra în putrefacție, dacă dădeai cu mâna de lemn, de fier, nu mai simțeai. Dar atunci când se bagă în râul Iordan pentru a 7-a oară, e pentru prima dată când simte un fior de la picioare până în creștetul capului. Cineva de sus din cer privea și spunea, pentru că Naaman a ascultat, eu am un viitor și o nădejde pentru el. Și când se bagă a 7-a oară, fiorul Duhului Sfânt îl atinge. Și când se ridică din râul Iordan, se uită spre el și spune, ceva ciudat cu mine. Trăiesc o iluzie? Sau este adevărat? Nu este adevărat. Voi vedeți ce văd eu? Ce-i cu tine, Naaman? Auziți, lepra din trupul lui a dispărut și uitați cum completează Biblia. Carnea lui s-a făcut precum, nu este carnea unui adult de 50 de ani. Carnea lui s-a făcut precum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Și momentul acela mi-l imaginez pe Naaman că sare din râul Iordan plin de bucurie și strigă, Dumnezeul lui Israel este adevărat! Dumnezeul lui Israel m-a vindecat de lepră! Acum nu mai văd coșciugul, nu mai văd țicriu! Acum pot să îndrăznesc la fericire și pot spera că viața mea se schimbă și va avea un altfel de destin. Ascultă-mă bine, omule bun! Dumneata care în seara asta ești aici și diavolul ți-a pus în minte o perspectivă sumbră de viață și ai spus, eu nu mă pot schimba, eu sunt legat de păcate, de vicii și n-am cum că fumez de 20 de ani. Cum i-a spus o doamnă mie într-o zi, într-o campanie de evanghelizare, pastore, fumez 2 pachete de țigări pe zi, Dumnezeu nu mă poate schimba pe mine. I-am spus, n-ai idee cât poate face Dumnezeu. Și la o simplă seară de rugăciune, când am chemat-o să o adună slujitorii, a doua zi dimineața s-a dus să fumeze din nou. O stare de vom, a răscolit-o cu totul. După aceea a venit la botez, Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt și acum este liberă și e în biserică și dă laudă lui Dumnezeu pentru că e cineva în adunare care mai poate vindeca lepra păcatului tău. Pentru că la biserica Betel în această seară e cineva
cineva care mai poate scrie nume în cartea vieții. Pentru că e cineva la Biserica Betel în această seară care mai poate vindeca bolile și mai poate rupe legăturile vicilor tale. Iisus Hristos Domnul este numele Lui. Și am o veste bună pentru tine, Naamane, oricare ai fi în seara asta aici. Iisus Hristos are un răspuns și pentru viața ta. Iisus Hristos are o soluție și pentru tine. Ce ai să faci în seara asta? Vei asculta sau vei pleca? Naaman a ascultat și a plecat acasă vindecat și fericit pentru tot restul vieții lui. Acum când predica mea s-a terminat, vreau să spun, dragul meu prieten, că de fapt toată povestea predicii mele, care a fost una reală din Biblie și s-a întâmplat cu Naaman, nu este centrul discuției mele din seara asta. Naaman a trăit, l-a slujit pe Dumnezeu și a plecat acasă vindecat de lepra lui. Pe scena istoriei am rămas noi amândoi. Și acum este între mine, tine și Dumnezeu. Spune-mi, acum când e rândul nostru să alegem, noi ce facem? Venim la Dumnezeu sau plecăm mai departe cu lepra noastră? Știi cum arată viața cu lepră? Insomnii, farfurii sparte, uși trântite, alcool, țigări, înjurături, blesteme. N-ai vrea în seara asta lepra păcatului tău să o duci la Dumnezeu? El poate aduna toate cioburile, aduna toate cioburile vieții tale care s-au făcut țăndări și poate aduna bucată cu bucată și în seara asta să fii un vas de cinste în mâna lui. Haideți pe picioare! Iisus Hristos este Domnul. Puterea Lui este aici în adunare în seara asta. Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei ți-a vorbit. Mai clar de atât nu-ți puteam vorbi în seara asta. Dar îmi doresc ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă în seara asta. Să atingă bărbați și femei, domni și doamne, tineri și tineri aici în sală sau la balcon. Duhul Sfânt să-ți atingă ființa ta.